Vremea deosebit de frumoasă de la sfârșitul săptămânii trecute a determinat conducerea primăriei să decidă deschiderea sezonului la picnic la foișoarele din complexul de agrement Moldova încă de sâmbătă 1 aprilie. În primele două zile deja 20 de romașcani au ieșit la iarbă verde. După cum bine știți, la sfârșitul săptămânii trecute, încă de sâmbătă 1 aprilie, am deschis accesul la zona de picnic din complexul de agrement Moldova. Și în acest weekend am avut 13 foișoare închiriate, 6 sâmbătă și 7 duminică. Vremea bună i-a scos pe romașcani din casă, probabil și din dorința de a mai ieși după această iarnă lungă. Și ne bucurăm că am putut să le oferim condițiile necesare pentru a se simți bine la aceste foișoare. Readuc aminte tuturor romașcanilor că zona de picnic, zona de foișoare, este deschisă în perioada 1 aprilie 31 octombrie, de luni până vineri de la ora 9 la ora 21, sâmbăta și duminica de la ora 9 la ora 23. Avem două tipuri de foișoare, foișoare cu 6-8 locuri, a căror închiriere costă 20 de lei pentru 4 ore și foișoare mai mari de 12-14 locuri, a căror închiriere costă 32 de lei. Dacă există doritori să prelungească timpul petrecut la iarbă verde, aceștia vor trebui să achite suplimentar 5 lei pe oră pentru foișoarele mici și 9 lei pe oră pentru foișoarele mari. Primăria face apel la romașcanii care închiriază aceste foișoare să păstreze curățenia, să nu creeze disconfort fonic prin muzică dată la maxim și să aibă un comportament civilizat în timpul picnicului.